Rusia a furat cereale ucrainene de 530 de milioane de dolari și a investit banii în război, arată o anchetă comună a Associated Press și PBC Frontline, menționează DG24. Jurnaliștii au investigat rutele a 30 de nave care transportau cereale din teritoriile ocupate ale Ucrainei către porturile din Turcia, Siria, Liban și alte țări. În unele situații, rușii au falsificat declarațiile vamale, în timp ce în altele au exportat cereale ucrainene în loturi mici în orașele rusești Rostov și Taganrog. Acolo le-au amestecat cu cerealele lor și le-au exportat în baza unor acte în limba rusă. Fermierii din regiunile ocupate sunt nevoiți să-și vândă recoltele companiilor controlate de ruși la jumătate de preț față de tarifele de dinainte de război. Celor care refuză, rușii pur și simplu le iau cerealele, a declarat Ivan Fyodorov, primarul orașului Melitopol, citat de AP. Este jaf, dar de asemenea este și o infracțiune conform dreptului internațional umanitar, a declarat David Crane, fost procuror șef al Curții Speciale ONU pentru Sierra Leone.